Johnny Romano. Nume real. Dragomir Dorin. Ma. Nu este, cred că ți l-am zis, nu de frică cumva. Nu mai actem dacă vrei. Câți ani ai? 26. Mulțumesc. Ce alegi dintre muzică și TV? Muzică, sros. Care e cea mai proastă glumă pe care o știi? Mă, te-ai atât de grasă, spiki, dacă se îmbracă în galben, spiki taxi de la... Cum te-ai cunoscut cu Connector? Mi-a scris el pe Instagram și m-a chemat la studio. A găsit un story, pus în tovarăși al meu, un story ceva. Și mi-a zis, tipă, la studio. Și m-am dus, că nea, când te cheamă Connector la studio, te duci. Indiferent de ce te ocupi, da, dacă ce, te cheamă, da, te duci. Da. Așa. Bună ziua, vreau și eu o cafea cu... Cu lapte și un pic de esență de vanilie. Oh, ok. Cea mai bună manea din punctul tău de vedere? Cea mai bună? Da. Foarte greu. Vrei zici două sau trei? Pot? Zi trei, hai. Păi ar fi Dore de la Popești, Tu mă omori. Ok. Ar mai fi Cash Cash, Port la mine pe închis, iar cu Bildaura aia clasică frumoasă. Corect. Și ar mai fi Negreșit, Florin Sala în Portugalia. Ok, ok. Ce obiceiuri de bătrân ai? Da, să gentleman, dar vechi, bătrân, vă rog să rămâi la oameni care sunt mult mai mici ca mine, cumva. Să rămâi de asta. Care crezi tu că e cea mai mișto vedetă de la noi din țară? Separat de Nicu. Așa. Separat, te întreb. Ce vrei tu? Separat de Nicu, cea mai mișto vedetă de la noi din țară. Mă lupt între Delia și Delia, da. Delia, pare, am înțeles. Ce alte porecle ai mai avut? Chilafonic. Deci Chilafonic și Delia, Delia? Acolo, acolo, okay. Mi se pare că se... Ok. Ce alte porecle ai mai avut? Caramel, cioară. Ion Lăutaru, când eram copil, la, până pe la 16 ani, eu am fost Ion Lăutaru mult, vreo 7 ani de zile, da. Ok. Rupeam. Era numărul în ce? Rupeam adevărat. Ion Lăutaru, caramel, conicioa. Conicioa. Și dacă aveam, la un dat, îmi purtam părul în coadă și aveam un pic de bretonaj și eram foarte japonez, like. Aha. Dacă vrei, punem o poză. Am poză. Am o poză, eram japonez. Bă, da, punez. Și Spaceships, care era tagul meu de gamer. Ah, ok. Rupeam pe Call of Duty. Am primit invitația la turneu de-astea. Da? Da. Păi da. Eram top 10 statistici pe Europa când aveam 14 ani. Original. Păi de ce nu te-ai dus? Că mi-a venit un plic, invitație să mă duc la turneu în Franța. Și eu, fiind copil 14 ani și mult mai idiot ca acum, net mult mai idiot ca acum, mă duc cu plicul la tata și zic, tata, uite cu tare. Și tata s-a uitat un pic așa public și zice, tu ce tata de acasă îmi spune și te juci pe scaunul tău pe asta și eu, mai idiot, pă bune, unde mă duc până în Franța cu avionul cu ala, nu știu. O să fac milioane, mă, mai bine dacă sunt de până. Când te-ai enervat ultima oră? Aseară. De ce? Mamă, dar ce nervi m-am avut. Vai de găbă, ce nervi m-am avut. Veneați să vorbesc cu mine, familia mea, că stăm cu toții așa. Mă goneam, plecați, lăsați-mă. Poți să ne zici de ce te-ai enervat sau doar... Nu știu, era ceva foarte, o stare de asta. Nu găseam hainele, nu găseam cheile, nu găseam portofelul, nu, nimic nu. Gata, intrasem tot depresie de aia, mă mușcă câinile, nu mai mă iubește tata, nu mai se deschide ușa, nu mai se trage apa, tot, nu mai funcționează nimic. Ok. Ce hobby-uri ai? În afară de muzică ar fi gaming-ul, îmi place de moarte, sunt, am 700-800 de jocuri terminate. Ce mai bagi acum? PlayStation 4 și PS5. Mai joci Call of Duty? Nu prea mai îmi dau, sincer să fiu, că mănâncă creierii prea rău și nu-mi permit. Ok. Dar mai intru mai mult și cu God of War-ul ăsta și ce zic. Ok. Cum se numește prima ta piesă? N-așa, nu. Prima? Prima piesă care am lăsat-o sau ce am făcut prima eu acasă? Prima piesă pe care ai făcut-o tu. Prima piesă care am lăsat-o e N-așa, nu, dar prima care am făcut-o eu acasă se numește... To Fly, ceva în gen. Când am în engleză în casă. Ah, prima în engleză, ok. Ce ai alege dintre avea o mână și trei picioare sau un picior și trei mâini? O mână și trei picioare sau un picior și trei mâini? Da. O mână și trei picioare, mi se pare că am mai mult nevoie de picioare, cumva. Cu o mână mă descurc și zic. Ok. Dar fără un picior trebuie să sari în continuu și toată viața nu-i sfârșit să merge și e oribil. E oribil. Okay. În ce superstiții crezi? Nu prea cred în superstiții așa. Nu prea sunt nici cu horoscopul, nici cu luna plină, cu Marte, cu alea. Nu prea. Okay. Tatuajul preferat? Al meu sau în general? Al ăsta după cât?
Așa, care ce? E Ouroboros, e șarpele infinitului. Ok. Care e piesa pe care ai făcut-o cel mai repede? Polițai. Și ce înseamnă? Ceva, 15 minute. A, da? Da, eram gata cu ea, cu piesa. Hai, am trimis-o la Mixmaster în 15 minute după ce am ieșit la studio. Ok. Ai avut vreodată probleme cu poliția? Nu. Eu personal. Ba da, mă, ce da. Ai ure. Am vrut eu să fiu și ce zic la televizor. Nu. Care e cel mai rău lucru pe care o fată îl poate pune în descriere la Instagram? Model, nu știu. Nenorocire. Ce joburi ai avut? Ah, vai de capul. Păi am început prima oară la McDonald's. Am voie să zic? Da. La fast food, ah, ok. Zim. Am început prima oară în bucătărie acolo, ajutor de bucătar, ajutor de ospătar. Am lucrat și la birou. După un timp, a început e frumos, dar după un timp e ceva rău. Îți dai seama că ești o legumă paralizată. Dar rău, cel mai rău? Vânzător la Dragon Roșu, cred. Ah, și de ce era rău? Era rău în sensul în care devenisem negustor de la full on complet. Nu mai uitasem de tot ce îmi doream în viață, de cine eram, eram acolo. Hai, 400, dă-mi 300 pe ele, hai, du-te. Și ce zic, eram acolo, eram era pasat. Ta, da, îmi plăcea mult. Mă păcălise, vreo luni de zile am rupt. Am rupt și după aceea am zis, vai, nu e ce vreau să fac cu viața mea, haide. Ok. Te-ai gândit vreodată să pleci din țară? Am plecat, de mai multe ori. Așa? Am plecat în Portugalia, în Grecia, în Norvegia, în Spania. Am rupt. Și cum te-ai hotărât să te întorci și să rămâi în România? Păi m-am întors, am mai plecat, a fost așa, am încercat. Ok. Care a fost primul tău crush din televiziune? Selena Gomez din Wizards of Waverly Place. Bă, nu te cred. Ba da. Să dai și cu Selena, îți plăcea. Da, îți dai. Selena Gomez. Și Demi Lovato era. Nu prea îmi plăcea, așa era mai măricic, așa o secundă. Și eu eram mai mic. Eu când eram mic, o să-ți arăt o poză cu mine, dacă vrei, eram slab pământul, eram ăla, bățul ăsta, nu știu, eram ceva. Asta, era mai măricic o secundă. Unde ai vrea să cânti la un moment dat? La noi sau? Oriunde. La Rolling Loud. Ok. Cu ce zodie nu e ok să fii prieten? Nu prea știu cu zodiile, dar aș spune leu. Okay. Continuă versul, am o căsuță mică, așa și așa. Am o căsuță mică, așa. Ce crezi că e? Care crezi? Am uitat cum era originalul, lasă cum era. Deci am o căsuță mică, așa. Zi tu o continuare. Pot eu să pun de la mine? Da. Criminal. Am o căsuță mică, așa. Stai că-mi vine numai strânțeală. Mă duc să coc o pâinică, așa. Dacă ți-e fomică, așa. Hai să merge. Ce alt nume de scenă ai fi vrut să spui? Acum mi-ai schimbat viața. De mâine nu te mai cheamă ce mai e romanul. Vai. Păi cred că mi-ar fi plăcut și... Nu știu, Conicio era cringe așa o secundă, dacă îmi păstram gamer tag-ul. Nu, și mie chiar îmi place Johnny Romano. Okay. Mi se pare cumva că e un lăutară, dar în limba engleză, cumva. Ok. Cea mai mare țeapă pe care ai luat-o vreodată? Așa nu m-a arăt nimeni niciodată la bani. Ok. Pă bune. Dar la gagigen am luat câteva țeperele, rău de tot. Ceva rău. M-am să mă dezesc cu o femeie și m-am dezesc cu un bărbat. Alea, vai burilale, ceva rău, da. Nici tu nu te uiți pe pozele alea deloc să mori. Cel mai dubios loc în care ai făcut sex? Tâmpărculeț, noapte, ei. Mamă, dacă aude nevoastră mea nebunește. Deci așa, mă, zdrențo, tâmpărculeț. Și pe mine mă țin mai pâncață pe aici, bravo. Să merge. Dacă ai primit o țestoasă, ce nume ai pune? Am avut o țestoasă și am chemat LeBron James. Am TikTok, efectiv, când îți stric țestoasa, LeBron. Cel mai ciudat vis pe care l-ai avut? Am unul în care pluteam gen ca pe lună. Știi cum faci și sar ca pe lună? Okay. Dar pentru un motiv toată lumea mă ura cumva. Pluteam și în capul meu era super spectaculos, că eram Peter Pan ceva și zic. Dar toată lumea mă înjura. Dar nu înțelegi, mă înjura toată lumea rău. Poți să înjur? Da. Du-te bă, pula mea bă, cu astea tele. Da, asta toată lumea făcea așa pe stradă și gen era trist în același. Erai singurul care putea să facă. Cumva, da. Ce e complet inutil la tine în casă?
Complet inutile la mine în casă. Mă, un televizor în sufragerie, dar nu înțelegi. Are 2 metri diagonală, te-a luat, nici l-am luat eu, tata, nebunul. Așa. Nu stă nimeni pe televizor. Deci are câte 3 luni de zile în care nu se aprinde televizorul ăla. E cel mai mare televizor din toată casa. Avem 7 televizoare, că suntem mulți, stăm toți acasă. Da. Avem 7 televizoare, ăla e cel mai mare. Nu se aprinde câte 3 luni, mi se pare weird că nu le-a nimeni. O să pui la tine. Te-ai certat vreodată cu un vecin? Ah, da. Rău. De ce? De moarte. Ah, ok. Ne certăm cu ăia la noi acolo, te mai cerci? Așa e frumos, e bonding. Bonding. Ne aducem împreună, aflăm lucruri unul despre altul. Corect. În timp ce treceți acolo și zbergi cu tare. Bă, că tu știi că... Tu ești fără cum i-ai? Bă, viața mea, iubesc de moarte. Ce părere au părinții despre ce faci? Foarte bună. Foarte bună și mama și tata sunt bucuroși amândoi. Pentru că trebuie să înțelegi, nu aveam un viitor potențial extraordinar. La un moment dat. Ok. Pe ce alt gen de muzică te-ai băga? Latino, ceva, merenghe. Vreau să fac merenghe, am eu unde asta. Vreau neapărat să fac merenghe. Că zici mai... peste 6-7 luni, te vă nebun, a făcut merenghe. Bă, să-ți iasă. Dacă ai putea să-ți faci o parte din corp detașabilă fără să te doară, pe care ai alege-o? Cred că capul. De ce? Mi-ar plăcea să-mi las capul undeva, nu știu. Vai, ce zic, sau e un geam în altă, fac așa. Talent, ala, și ce zic? Pe cine te-ai bazat că te ajută să acoperi o crimă? Am. Zic câte, câte crime? Am pe vorm, nu crime, am oameni pe care îmi bazez. Am pe vorm pe piciu. Așa. 100%. Cred că și nevastă mea ar fi acolo, s-ar panica un pic, dar după aia i-ar da drumul la creier, top. Eu am, vreau să înțelegi și contextul, am 3 frați, 2 băieți și o soră. Și soră mea e cea mai mică, are 17 ani și au 23 iase. Și băi, v-am văzut mai mult pe soră mea să mă ești. Ok. Real, e cabrău. Okay. Și pe mama, negreșit. Mama m-ar scoate, m-ar scăpat de orice. De exist. Ok. Și un mesaj pentru Porc TV, care tocmai ce ți-a văzut și bucata de la Urbanista cu 2 zile. Porc TV, vă mulțumesc frumos pentru invitație, vă mulțumesc frumos că m-ați acceptat așa cum sunt cu toate astea mele. E superb, a fost superb și sper să le placă și oamenilor, nu știu. Mulțumesc mult, o să mă duc să, nu știu, să fac ceva frumos. Vin cu prăjituri. Te așteptam. Gata. Așa? Da. Am uitat să zic like, share and subscribe. Bai. Zic că încă merge, cred că. Da? Zic. Nu uitați like, share and subscribe la Porc TV. Dragoste tuturor. Pace vouă.